Despicate, păr deteriorat și neascultător sau, mai grav, ați depistat că în ultimul timp pierdeți tot mai multe fire de păr? Nu știți care este cauza și nici ce trebuie de făcut? Dacă vă este cunoscută o asemenea situație, atunci vă recomandăm să urmăriți interviul ce urmează. Bună ziua! De ce ne cade părul și când ar trebui să ne alarmăm? Ciclul natural al creșterii firilor de păr este de 2-6 ani la fiecare pacient în parte, iar fiecare fir de păr, la rândul lor, crește 1 cm pe lună. Noi toți știm că 80% din cantitatea totală de fire de păr se află în faza de creștere, adică în faza anagen, și 20% se găsește în faza de somn, faza telogen. Așadar, după 3-4 luni de faza de somn, adică faza telogen, firele de păr cad și cresc firele noi. S-a estimat că pe pielea capului sunt aproximativ, în mod normal, 100.000 de fire de păr. Deci, în mediu, la fiecare persoană cad până la 100 de fire. Deci asta este destul de normal. Este o problemă când încep a cădea firele de păr în cantitate mai mare pe zi. Deci, în cazul dat, noi vorbim despre o cădere patologică a firelor de păr, vorbim de alopecie. Această patologie afectează bărbații, femeile și copiii. Care sunt cauzele alopeciei? Cauzele căderii părului este stresul, diferite deficiențe de vitamine, minerale, aminoacizi, diferite patologii, intervenții chirurgicale, infecțiile parazitare care la copii sunt obligatorii prezente la căderea firului de păr și diferite dereglări hormonale, glanda tiroidă și dereglările ovariene. Dar cum am putea lupta cu această cădere excesivă a părului? Din fericire, trăim într-o eră unde există răspuns aproape la orice întrebare. La fel și piața este supraplină de foarte multe produse pentru îngrijire, pentru preîntâmpinare și căderea firilor de păr. Dar vă rog foarte mult să fiți atenți că sunt multe produse pe piață care aparent par inofensive, dar în general, în rezultatul folosirii acestor produse, putem avea probleme serioase cu firele de păr. Aș recomanda cu încredere gama Revalid, care este pentru îngrijire zilnică, pentru preîntâmpinare și pentru tratamentul căderii firilor de păr. Această gamă are la bază ingredientele naturale, precum pantenolul, extractul de ovăz și proteinele de grâu, precum și formula energizantă bogată în cofeină. Această gamă este folosită pentru oprirea îmbătrânirii firilor de păr, preîntâmpinarea și tratamentul căderii firilor de păr. Gama Revalid Anticădere este o adevărată oază de sănătate pentru firele părului nostru. Revalid șampon. Mod de utilizare. Se aplică pe părul ud, atât la rădăcină, cât și pe toată lungimea firului de păr și se masează timp de 2-3 minute, după care se clătește. Revalid condiționer. Se aplică pe toată lungimea părului ud, spălat în prealabil. Se lasă să acționeze câteva minute, după care se clătește. Revalid Nutri Repair Tratament. După spălare, aplicați pe cea mai sensibilă parte a firului de păr. Lăsați să acționeze 5 minute. Clătiți bine. Pentru a amplifica efectele tratamentului, aplicați pe întreaga suprafață a părului și lăsați să acționeze 10 minute. Clătiți bine. A se utiliza după Revalid șampon. Revalid Tonic. Poate fi folosit atât pe păr umed, cât și pe păr uscat. Rupeți cu grijă vârful fiolei și distribuiți conținutul în mod egal pe tot scalpul. Masați cu degetele și lăsați să acționeze. Nu clătiți! Tratament intensiv, de 2 ori pe zi, ideal dimineața și seara. Tratament uzual, de 4-5 ori pe săptămână, pentru toate tipurile de păr, unisex. Aceste produse pot folosi de oricine, indiferent de tipul de păr? Da, absolut, Ludmila. Produsele Revalid fac parte din gama terapeutică, dar ele la fel se pot folosi pentru îngrijirea zilnică și pentru preîntâmpinarea căderii firilor de păr. Șamponul are o formulă specială care este într-o armonie totală părul cu pielea capului. El curăță foarte bine, dar cu blândețe, redă strălucire, revitalizare, dar totodată preîntâmpină uscarea pielii capului.
Balzamul revitalizant cu ingrediente nutritive îmbunătățește structura firilor de păr, îl face mai mătăsos, mai lucios și face bine ca părul să fie pieptănat după spălare. Revalid Nutri Repair tratament este indicat pentru părul foarte deteriorat. El reface și restabilește structura firului de păr. La folosirea intensă a acestui produs, noi preîntâmpinăm despicarea firilor de păr, preîntâmpinăm ruperea firelor, la fel și este foarte bun pentru pacienții care au o electrizare a părului în abundență. Revalid Tonic este un tratament energizant, care este pe bază de cofeină, care îmbunătățește microcirculația la nivelul firelor de păr. Astfel are loc preîntâmpinarea îmbătrânirii foliculor, îmbunătățim creșterea și preîntâmpinăm căderea firelor de păr. La fel, în gama Revalid sunt prezente și capsule pentru uz intern. Ele sunt niște preparate bogate în minerale, vitamine și aminoacizi, care foarte bine duc la îmbunătățirea circulației sanguine, ajută la preîntâmpinarea căderii firelor de păr, la fel și la tratamentul căderii de păr. Probabil aplicarea necesită timp, dar dacă simțeai mereu în criză de timp? Vă înșelați, aplicarea și folosirea acestor preparate nu ia mai mult timp decât o îngrijire obișnuită, deci le putem folosi pentru o îngrijire zilnică. Desigur, trebuie să citim cu atenție instrucțiunile și să îndeplinim pas cu pas. Vreți să spuneți că 5 produse sunt de ajuns pentru a scăpa de această problemă? Da, aceste 5 produse din gama Revalid sunt foarte bune pentru preîntâmpinare și lupta pentru căderea părului. La fel, gama Revalid redă viață, strălucire și frumusețe părului nostru. Unde putem găsi această serie de produse? Produsele Revalid le puteți cumpăra exclusiv în farmacii, unde puteți primi și un sfat adecvat conform problemei dumneavoastră. Ai nevoie de un stilist? Începe cu un păr sănătos. Revalid hrănește părul de la rădăcină și repară structura firului de păr degradat, lăsându-l suplu și mătăsos. Cel mai bun stilist e părul sănătos.